Festivalul în sine va dura, ca și la ultima ediție, 8 zile. Primele 4 zile sunt dedicate teatrului. Se va juca anul acesta duminică, luni, marți și miercuri, Apus de soare și Viforul, 2 zile o piesă, 2 zile cealaltă, urmând ca Luceafărul să fie pusă, sperăm, în scenă anul viitor. Pentru ziua de joi încă suntem în discuții. Ea este dedicată, ca de obicei, muzicii și poeziei. Suntem încă în discuție cu Ion Caramitru. Noi ne-am dorit prezența lui la Suceava. Dacă primele 4 zile sunt rezervate teatrului, diminețile pentru teatru de copii, iar după amiezile pentru cei mari, următoarele 4 zile sunt dedicate iubitorilor de medieval. Este vorba despre muzică folk, turnier, de această dată cu 6 cai, luptă medievale, spectacol cu focuri și nelipsitele reconstituiri. Noi încercăm să punem în valoare și istoria locală. Între reconstituirile de anul acesta, una va privi întoarcerea lui Ștefan cel Mare din Muntenia, practic o reconstituire de anvergură, la fel cum a fost intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Sucevei. Vor participa trupe de teatru și lupte, în principal din zona Ardealului. Hermannstadt din Sibiu, Gladius Dei din Sibiu, Truverii de la Deva Cavaleri, de la Brașov, Ordinul Cavalerilor de Brașov. Prețul unui bilet în cetatea de scaun în zilele festivalului medieval va fi de 6 lei pentru adulți și 3 lei pentru copii.